putem avea viitor dacă nu ne respectăm trecutul, spunea regele Mihai într-un discurs epocal rostit în Parlamentul României. Dragi sălăjeni, ne găsim lângă actualul sediu al prefecturii județului Sălaj, lângă casa în care a locuit Gheorghe Pop de Oarța, primul prefect român al Sălajului după Marea Unire. Este o casă cu o încărcătură istorică deosebită. La sfârșitul primului război mondial, chiar în ziua în care se încheia războiul, în 11 noiembrie 1918, în această casă, fruntașii politici zălăoani s-au întâlnit și au înființat Consiliul Național Român pentru județul Sălaj, care a fost dat apoi publicității printr-un document a doua zi, numit On Domnule, Onorate Domnule. Tot în această casă au fost aleși apoi delegații Cercului Electoral Zalău, care au participat la Marele Praznic la Alba Iulia și au semnat unirea Transilvaniei cu România. Giurii Bacii, cum îi spuneau zălăoanii, Gheorghe Pop de Oarța, a fost un ilustru avocat, a practicat avocatura peste 40 de ani, a fost decan al baroului de avocați din Sălaj mai bine de 25 de ani, a fost primul prefect român al județului Sălaj după 1918, de asemenea a fost primul președinte al Camerei de Agricultură din Sălaj și primul președinte al Consiliului Județean Sălaj, înființat în 1926, reales apoi în 1930 pentru un al doilea mandat. A fost și senator în Parlamentul României, în prima guvernare național-țărănistă, fiind un colaborator apropiat al lui Iuliu Maniu, funcție din care a contribuit la ctitorirea și la ctitorirea Catedrale a Dormirea Maicii Domnului. A mai îndeplinit încă o dată funcția de prefect în cea de-a doua guvernare național țărănistă, 1932-33. Din păcate și ultimul său an de viață, fiindcă în ziua de Crăciun, anul 1933, clopotele Catedrale din Zalău anunțau cu jale trecerea lui în eternitate și a fost înmormântat de unde și avea obârșia în Oarța, în cimitirul domnilor, cum se spune, din Oarța. A avut împreună cu soția sa doar o fică, Laura, care din păcate a decedat la o vârstă fragedă și astfel l-au numit ca moștenitor pe fiul fratelui său, al protopopului Vasile Pop de Oarța, care a locuit în această casă, a devenit și el un reputat avocat și a fost ultimul președinte al Tribunalului Sălaj înainte de instaurarea regimului comunist. Tot în această casă s-a născut fiul lui Simion Pop, Vasile Pop sau Loții Pop, cum l-am cunoscut noi zălăoanii, care după 1990 a fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Casa a fost confiscată de către regimul comunist și, din păcate, și nu înțelegem acest lucru, de ce după 1990 nu a fost retrocedată moștenitorilor săi. În prezent, ea face parte din patrimoniul statului, dar, din păcate, se găsește într-o stare accentuată de degradare. Să sperăm că pe viitor va fi reabilitată și această clădire, fiindcă are o încărcătură istorică deosebită. După cum spuneam, aici s-a înființat Consiliul Național Român Central al Sălajului. Aici a fost aleși delegații pentru Marea Unire și a locuit primul prefect al Sălajului după Marea Unire.